Ștefan Pelmuș, în ciuda acestei lejerități a adresării sale către public, adică naturalețea imaginii, imaginea astea sunt în același timp repetitive și inovatoare. Fiecare imagine are tot ce au avut celelalte dinainte și în același timp totul e nou. În altă viață cred că am fost un scrib egiptian, de-aia și când lucrez, când fac tablourile mele, fac că sunt o scriere, o dăltuire unei formă pictograme pe pânză. Mă inspir și de iconografia românească, pictura pe lemn în Transilvania. În deopște, când e vorba de artă, se discută despre talent. Se pierde din vedere un lucru și mai interesant decât talentul, și anume definiția operei respective. Mulți artiști sunt talentați, dar nu sunt definiți. Ștefan Pelmuș are acest dar natural, că tot ce face are o amprentă stilistică atât de netă și de personală și de durată, încât oriunde în lume, în orice context, s-ar afla un tablou de-al său, știi din prima clipă că este o lucrare de-a lui Pelmuș.